Bună ziua, dragul meu, draga mea! Dacă ești aici și ai soarele tău, luna ta sau ascendentul tău în săgetător, înseamnă că aceste mesaje sunt pentru tine. Astăzi voi face această citire cu cărțile de tarot și mesaje de la îngerii tăi protectori. Conectează-te, te rog, drag săgetător, cu energia mesajului din acest video, chiar acum. Din acest pachet voi extrage trei carduri de tarot și voi ruga tarotul să-mi spună care sunt mesajele tale, ce are tarotul să-ți spună și la ce îți folosește. Să vedem ce carduri vibrează pentru tine, drag săgetător. Să vedem ce ai de făcut în viitorul apropiat. Da? Împăratul 2 de bastoane. 5 de spade. Dragi săgetători, drag săgetător, cărțile spun că ai de luat o decizie. Uneori trebuie să faci față tuturor probabilităților. Uneori există multe dificultăți. Dar dacă ești optimist, convins de opțiunile tale, îți dai seama că toate circumstanțele negative rămân mici în fața triumfurilor pe care le duci și pe care le obții. Acum, cel mai important este să-ți păstrezi puterea, tenacitatea și perseverența, pentru că oricum ai de gând să mergi înainte. Tot ce ai învățat din lucrurile care se pare că nu au mers bine până acum, acele eșecuri, acum le vei lua în considerare. Acele greșeli nu le vei mai repeta și vei fi mult mai înțelept. Vin niște informații foarte importante pentru tine. Acum ai un gram de conștiință mult mai înaltă și acum vei ști când să spui nu și când să spui da. Deci, ești în acel proces de reinventare pentru a te recunoaște și valoarea ta. Fii recunoscător pentru acele eșecuri, pentru că ele te-au învățat cu adevărat, ca niște profesori grozavi, pentru a te descoperi acum. Adevăratul tău succes și adevărata ta fericire. Ți se deschid porți, uși, să le spun așa, către noi locuri de muncă. Acum ești în pragul unei schimbări de muncă, unei schimbări de job. Ți se deschid porți, uși, care trebuie să profiți la maxim de această oportunitate. Sunt schimbări sau chiar este o schimbare ce tu aștepți de ceva timp și acum, în sfârșit, ușile și drumurile, să spun așa, ți se deschid. Ai luptat mult pentru a realiza această schimbare care se îmbunătățește,
Și totodată se va îmbunătăți noul statut al locului de muncă. Profesional ești din ce în ce mai aproape să realizezi tot ce ți-ai propus. O surpriză foarte plăcută vei avea în curând, poate fi un mesaj, un apel, o veste bună cu privire la acele aspecte profesionale ale muncii. Să vedem și mesajele îngerilor pentru tine în acest moment. Să vedem ce înger vine să-ți transmită un mesaj chiar în acest moment pentru tine. Da? Arhanghelul Mihail, sunt alături de tine, dându-ți curaj să faci acele schimbări care te vor ajuta să-ți îndeplinești misiunea divină în această viață. Așa să faci, dragule, draga mea, să faci lucrurile bune, să treci peste toate blocajele care îți vor ieși în cale. Arhanghelul Mihail te va ajuta să-ți duci la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus tu, atât pe plan profesional, financiar și chiar sentimental. Cam atât pentru astăzi. Îți trimit îmbrățișarea mea plină de lumină și căldură. Îți doresc multă sănătate, succes și ne reauzim într-o altă lectură foarte curând. La revedere, dragilor!